Fațetele dentare sunt recomandate ori de câte ori dorim să îmbunătățim estetica zâmbetului. Dacă, de exemplu, avem niște dinți colorați din cauze care nu pot fi îndepărtate, de exemplu prin albire sau pur și simplu printr-o curățare profesională, atunci sunt foarte recomandate fațetele, deoarece putem obține o culoare uniformă a dintelui și, bineînțeles, și mai deschisă, cum toți pacienții își doresc. De asemenea, putem corecta și probleme de aliniere a dinților, însă nu foarte grave. Pentru cele foarte grave se folosește aparatul dentar, însă pentru mici probleme de aliniere se pot folosi fațetele, care ne ajută și la realizarea unei forme cât mai armonioase a zâmbetului. În ceea ce privește vârsta de la care pot fi aplicate fațetele, este necesar să ne asigurăm că dezvoltarea maxilarelor este încheiată. De aceea nu recomandăm ca fațetele să fie aplicate pacienților sub vârsta de 18 ani. Mulți pacienți ne întreabă care va fi rezultatul final, cum știu că le va plăcea aspectul odată ce am aplicat fațetele. Nu ne apucăm să atingem în vreun fel dintele, să-l pilim în vederea aplicării fațetelor până când nu avem o vizualizare a rezultatului final. Și anume, avem și o tehnologie digitală, facem niște scanări, facem niște fotografii, astfel încât, înainte de a ne apuca de tratamentul propriu-zis, pacientul poate vedea cum ar arăta cu fațetele. Deci facem o simulare și atunci, de comun acord cu pacientul, facem eventualele modificări care sunt necesare și acesta va ști cum va arăta odată ce fațetele vor fi aplicate.